Testările inițiale au început pe 26 septembrie și se vor încheia pe 15 octombrie. Dacă elevii din clasa a doua au susținut teste doar la matematică și limba și literatura română, cei de la liceu au fost examinați chiar și la 6 materii. Rezultatele lucrărilor de evaluare nu vor fi înregistrate în catalog, dar vor fi aduse la cunoștință atât elevilor cât și părinților acestora. Notarea se va face după un barem al Ministerului de Resort. Ele reprezintă o modalitate de a ne face o impresie privind nivelul de pregătire la care se găsesc elevii la toate nivelele de învățământ, de la învățământul primar până la cel liceal. Aceste evaluări au scopul de a permite elaborarea unor planuri de remediere a unor situații mai puțin bune, au scopul de a putea să stabilească nivelul de aprofundare a anumitor cunoștințe. Ele sunt elaborate după, niște modele care se practică și la nivel european, deci nu sunt niște lucruri deosebite. Elevul poate să cunoască încă de la începutul anului și el și părintele, evident dacă sunt părintele este interesat și ne-am dorit să fie cât mai mulți părinți interesați de aceste rezultate. Deci ei pot să știe la începutul anului unde se găsesc, să zicem, pe o scară de pregătire cu mai multe trepte. Au fost și, poziții critice care au spus că ce se poate evalua după reînceperea școlii, după 2 luni de vacanță sau cât durează vacanța de vară. Însă trebuie să ținem cont de faptul că la materiile cu continuitate, întâi se fac 2 săptămâni de recapitulare și după aia se dau aceste teste și din punctul ăsta de vedere nu există niciun... Adică rezultatele vor fi realiste, nu vor fi cumva distorsionate.